Vă salut, sunteți la viitor cu clasă, sunt Roxana Hulpe. De luni, iată, se vor închide toate școlile, atât de stat cât și private, la nivel național, dar și grădinițele. Rămân însă deschise toate creșele, dar și acele centre educaționale, unde se țin diverse activități pentru copii, ori cursuri. Acele centre pe care cu toții le știm sub numele de after school-uri. Însă, școlile vor rămâne închise timp de o lună, au anunțat autoritățile. Asta înseamnă de pe 9 noiembrie până pe 7 decembrie. Asta cel puțin teoretic, pentru că știm foarte bine, pe data de 6 decembrie vor fi alegeri, iar în școli se va vota. Astfel încât ministrul educației, Monica Anise, a mărturisit că cel mai probabil, dacă situația o va impune, copiii se vor întoarce fizic la școli abia după data de 8 decembrie. Vorbim și despre acest lucru împreună cu invitatul meu de astăzi. Foarte drag mie, vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor mulțumesc. de matematică Silvia Mușătoiu, fost director al Colegiului și Șincai din Capitală. Da, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cum vă descurcați acum la matematică? Pentru că știu foarte bine, Colegiul dumneavoastră este în planul roșu, în scenariul roșu, de aproape o lună. Da, noi funcționăm în acest scenariu roșu de o lună. După ce șase săptămâni am funcționat într-un scenariu portocaliu, să-i spunem, adică un amestec de hibrid cu scenariu roșu. Suntem online de ceva timp, diferența există între scenariul hibrid și scenariul roșu. Fiecare are avantajele și dezavantajele lui. La hibrid, de exemplu, avantajul este că e puțin verde, Adică avem câțiva copii în clasă, jumătate de clasă vine la școală și atunci, avându-i în clasă și văzându-le ochii, îți reglezi lecția, este puțin mai activ, să spunem, acest proces pe care îl facem oricum și online. Online, avantajul este că îi avem pe toți în același loc. Și atunci putem purta discuții toți odată, deși pe ecran suntem toți prezenți acolo. Doamna profesor, ce înseamnă o lună pentru elevii de clasa 8 -a, care vor avea evaluarea națională, dar și pentru elevii de liceu care vor avea examenul de bacalaureat în vară, o lună de pauză de la școală, o lună de ore online? Acum, eu cred că trebuie să privim această școală online nu ca pe o pauză, este o școală pe care o facem în acest mod pentru că așa se poate. Este școala care uh, reprezintă în acest moment normalul acestei situații. Uh, nu comentez decizia de a închide toate școlile sau necesitatea închiderii acestor școli, însă și copiii și părinții cred că trebuie să înțeleagă că școala online înseamnă tot o școală. Și că nu suntem în vacanță, și că acele activități pe care au început să le facă mult mai mult decât în primăvara anului trecut, reprezintă de fapt oportunitățile lor de a se pregăti împreună cu dorința lor de a face progres în fiecare zi. Nu suntem în pauză. Știu că țineți legătura cu diversi profesori din țară, mai ales cu cei de matematică. Cum au primit această veste că toate școlile vor fi închise timp de o lună? Ce ați observat? Da, să știți că toată lumea își dorește, de fapt, să facă școală în condițiile pe care le cunoșteam. Să fim la școală toți, și profesori, și elevi. Sunt însă și profesori care consideră că acest scenariu roșu este în avantajul nostru al tuturor pentru că ne păstrăm sănătoși, pentru că, știu eu, am fi în pericol de a ne îmbolnăvi dacă ne întâlnim unii cu alții. Eu, în cele șase săptămâni de învățământ hibrid, am dedus că școala nu este un loc în care copiii se infectează. Să amintim faptul că la dumneavoastră în colegiu au fost trei cazuri confirmate. Da, au fost trei cazuri confirmate. Motiv pentru care școala s-a închis pentru copii și orele s-au făcut online din acel moment uh, pentru toți copiii. Uh, însă nu școala este cea din care copiii au plecat bolnavi. Uh, toate acele situații uh, de cazuri confirmate. S-au datorat, de fapt, părinților familiei, care în interiorul lor au avut un membru confirmat cu COVID, fie de la serviciu, fie din altă parte. Acum suntem în situația în care nici nu prea mai știm de unde. Ne infectăm. Nu ați observat o creștere a numărului de cazuri în școala dumneavoastră? Nu, tocmai acest lucru m-a făcut să cred că nu școala a fost motivul acestor îmbolnăviri. Pentru că, în realitate, acest virus nu s-a răspândit atât de mult între copii și nici în familiile celor care s-au întors acasă de la școală. Știu eu, ar fi putut să poarte acest virus și să infecteze mai departe familiile, nu, nu avem cunoștință de, de astfel de cazuri. Această veste, acest anunț că școlile vor fi închise timp de o lună, de luni, a împărțit și părinții în două tabere egale și aș vrea să vedem rezultatul unui sondaj făcut de Federația Părinților din România. O să-i rog și pe colegii mei să vedem răspunsurile a peste 95.000 de părinți foarte mulți părinți au răspuns la întrebarea dacă ei văd utilă închiderea școlii sau dacă nu. Vedem aici lângă noi și întrebarea din perspectiva dumneavoastră, credeți că decizia de a închide unitățile de învățământ și de a trece în online atunci când incidența cazurilor de COVID-19 depășește 3 la 1000 de locuitori este o decizie bună? Și iată ce au răspuns părinții. Au spus da, 45,2% iar 47,2% spun că nu, nu este o decizie bună. Sunt două tabere. Da, sunt două tabere, dar citesc întrebarea și întrebarea conține cuvântul credeți, așa cred părinții. Acum, întrebarea, se pune, întrebarea pe care eu mi-o pun este câți dintre acești părinți au și datele necesare pentru, o, pentru exprimarea unei astfel de, de păreri, câți dintre ei sunt specialiști în uh, sănătate publică sau câți dintre ei uh, cunosc, știu eu, uh, situații similare din alte țări, decizii luate pe anumite uh, baze. Mă trebuie eu câți dintre părinți au datele necesare să spună uh, așa este mai bine sau așa nu este bine. Este ceea ce cred dumnealor. Și probabil uh, răspunsul lor este raportat uh, pe Problemele pe care le au acasă sau în felul în care își gestionează lucrurile. Poate mulți sunt la serviciu, nu au cu cine să-și lase copiii. Cu siguranță au răspuns pe baza experiențelor personale. Cu siguranță fiecare s-a gândit cum i-ar fi lui mai bine sau cum uh, vede evoluția copilului propriu într-un scenariu sau altul. Pentru că, pe de altă parte, la o altă întrebare din sondaj, care sună așa, la întrebarea privitoare la încrederea că unitatea de învățământ respectă regulile de prevenire a răspândirii COVID-19, dacă au încredere, părinții au spus da, într-un procent foarte mare, de 68%. Asta înseamnă că și părinții au constatat, în prima parte a anului școlar, că nu școala este cea care îmbolnăvește copiii. Ceea ce este un lucru bun. Faptul că părinții au încredere în școală în număr atât de mare este un lucru bun. Poate că această încredere ar trebui crescută în toate aspectele care țin de școală, nu doar în aceste aspecte care țin de regulile de uh, protecție și de sănătate. Ar trebui să crească încrederea și în profesori, ar trebui să crească încrederea și în faptul că se ating niște competențe cu copiii într-un anume mod la școală cred că încrederea um, este foarte importantă. Și vrem să mai vedem o singură întrebare. Care credeți că ar trebui să fie abordarea autorităților în zonele în care incidența cazurilor depășește 3 la 1000 de locuitori? Și iată ce au răspuns cei mai mulți părinți. 31,7% au spus că școlile să funcționeze în scenariul 3. Adică în scenariul roșu. Acum poate Vedem o bulversare. Da, Um, poate că părinții care au răspuns așa știau că există și o lege, o prevedere um, în acest sens și s-au gândit că nu putem încălca legea. Pentru că dacă există o, o regulă, trebuie să o respectăm. Deocamdată, aceasta este regula. Dacă am depășit 3 la 1000 de locuitori, intrăm în scenariul roșu. Cred că acești părinți cunoșteau regula. Credeți că acest an este unul de compromis pentru toți acești elevi care astăzi sunt la școală, mâine sunt în fața calculatoarelor? Nu știu dacă este un an de compromis, această situație în care suntem, și care e foarte complicată și în care deciziile vin, știu, la două săptămâni, date de acele comitete de situații de urgență. Creează o stare de provizorat. Acest provizorat cred că îngrijorează pe majoritatea dintre noi, fie că suntem profesori, fie că sunt părinți, fie că sunt elevi, lumea este obișnuită să știe pe un interval de timp mai lung ce se va întâmpla. Ori în această situație în care suntem, nu cred că știe cineva ce se va întâmpla peste două săptămâni, peste o lună, peste două luni. Așadar, n-aș spune că anul acesta este compromis. Sigur că este o pierdere, o pierdere pentru că e clar că învățământul online nu va suplini niciodată învățământul clasic. Nu este o alternativă permanentă bună pentru copii. Însă, dacă toată lumea ar privi această situație în care suntem, cu aceeași dorință de a face cât se poate de bine, în locul în care sunt, dacă sunt elevi, atunci să învețe cât se poate de bine cu datele pe care le au. Dacă sunt părinți, atunci să sprijine copiii și să îi îndemne să facă cât se poate de bine în aceste condiții, iar dacă sunt profesori, să predea cât se poate de bine. Dumneavoastră știu că în tot acest timp ați încercat să găsiți soluții care să ușureze viața elevilor, să înțeleagă foarte bine ceea ce le predați, dar și să ușureze viața dascălilor de matematică, în primul rând, pentru că dumneavoastră lucrați la o platformă. Da. Este o platformă gratuită. Vor avea acces toți elevii, ar putea avea acces toți elevii și toți profesorii din țară. și În, în timp ce vorbim, îi vor ruga pe colegi să ne arate și site-ul: matematrix.ro. Da, este vorba de matematrix.ro. Ideea a venit de la experiența mea anterioară. În 11 martie, când s-au oprit cursurile, am simțit nevoia unor lecții pe care să le am gata făcute, pe care să le pot prezenta copiilor, să le pot susține. N-am avut aceste lecții pentru că nu se pusese problema până atunci. A trebuit să-mi fac aceste materiale. Ori dacă ar fi existat uh, niște lecții pe care să le pot folosi, mult mai ușor probabil că aș fi intrat în orele acelea. Uh, sigur, pe măsură ce a trecut timpul, fiecare profesor a înțeles ce are de făcut, uh, profesorii s-au rodat, inclusiv eu, am învățat să fac mai repede și mai bine aceste lucruri, însă m-am gândit că dacă toți copiii ar avea acces la niște lecții bine făcute, complete, uh, undeva unde să nu plătească nimic și undeva unde să intre atunci când doresc ei și când au acel, uh, acea poftă de matematică, ar fi foarte bine. Pe de altă parte, sunt și profesori care poate nu reușesc să-și facă lecțiile uh, în niște materiale care să poată fi urcată în classroom sau, știu eu, pe platforma pe care lucrează cu copiii la școală. Și atunci poate ar fi bine pentru ei să aibă undeva aceste lecții bine făcute și să le poată folosi atât cât le trebuie în clasa respectivă. Nu este obligatoriu ca o lecție care apare pe această platformă să fie folosită în întregime. Un profesor poate să aibă nevoie de foarte puțin de acolo. Un copil poate doar să-și clarifice niște lucruri pe care nu le-a înțeles din lecția de la clasă. Aș vrea să vedem încă o dată site-ul și să ne spuneți efectiv ce vor găsi aici atât profesorii cât și elevii. Înțeleg că vor fi lecții pentru toate clasele. Da, Atât în... de la clasa 5-a până la clasa 12-a Da, noi ne pregătim uh, să construim acest site cu lecții de matematică pentru toate clasele de gimnaziu și de liceu Este o muncă uh, infernală și da, dar totul are un început Deci am început să facem lucrul ăsta și încercăm să terminăm cât se poate de repede Ceea ce nu înseamnă că ne vom grăbi cu orice preț să punem acolo lecțiile, pentru că, știți cum e, graba mai stică treaba. Încercăm să le verificăm și să punem tot ce are nevoie un copil sau un profesor să folosească într-o lecție, Ce va conține o lecție. Va fi. De pildă, dacă intrăm acum în, la clasa 9 da. și vom vedea acel filmuleț, acel video. Da. O, un, o lecție ne-am gândit să fie uh, structurată în uh, mai multe părți. Întâi și întâi o să aibă o secțiune de matematică utilitară. Toți copiii își pun problema și nu numai copiii uh, își pun problema la ce ne folosește acest lucru. Ei nici nu realizează că în viața de zi cu zi folosesc foarte mult matematica. Uh, dacă cineva nu le atrage atenția, poate că nu știu că acolo au folosit o noțiune pe care chiar au întâlnit-o și au studiat-o la matematică. Și atunci vom avea un astfel de film de introducere în conceptul respectiv. Apoi, pe baza acestui film, copilul va răspunde la câteva întrebări rapide. Acest test rapid se numește blitz. Apoi, după blitzul acesta, poate să parcurgă breviarul teoretic. Acolo găsește toate informațiile, așa cu exemple și contraexemple, așa încât să se lămurească cât mai bine cum se pot aplica acele noțiuni sau proprietăți pe parcursul lecțiilor există um, varianta mai multor filmulețe, depinde de um, complexitatea lecției. Aceasta este una dintre lecții, lecțiile video. Da. Este o lecție la, mate la matematică, clasa este, noua. Este o lecție de matematică, clasa noua, nu știu pe care ați ales-o, probabil că este uh, imediat văd modulul unui număr real. Da, cu siguranță este modulul unui număr real. Da, este o introducere în definiția modulului și este o construcție a proprietăților pe care le folosim cu modulul unui număr real pe baza definiției. Copilul este cumva conectat la această definiție și este obligat să urmărească cum apar proprietățile modulului dacă avem la bază definiția. Cum reușiți să faceți aceste lecții video? Așa cum reușesc să-mi fac și lecțiile de la școală, să știți. Eu am o tabletă grafică pe care o distribui copiilor în uh, aplicația cu care lucrăm și copiii văd ce scriu eu pe tabletă. În timpul acesta ei pot să dicteze. Am văzut că mai uh, de curând unii dintre copii și-au cumpărat și ei tablete. Uh, unii dintre copii au o aparatură poate mai bună, mai performantă decât a mea. Uh, ideea mea este să pot să găsesc acea aplicație care le permite și lor să scrie pe tablă Uh, dar care să fie utilă tuturor, pentru că nu toți au aceste uh, dispozitive bune cu care ar putea să scrie pe tablă. Deocamdată scriu eu pe tablă. Discutăm dezbatem o idee, ei îmi spun ce să scriu, uneori le scriu și numele pe, pe, tablă, să se vadă că a fost ideea copilului și rezolvăm probleme împreună în felul acesta. După ce termin lecția, se termină lecția, acest material pe care îl construiesc în timpul orelor, îl salvez, e un material în format PDF și îl ridic în classroom așa încât ei să-l poată vedea oricând mai au nevoie să revadă acele notițe. Deși cei mai mulți copii și au și notițe în timpul în care facem aceste lecții. Unii preferă doar să privească tableta și să și apoi lecția și să o revadă. Re deci, pe această platformă ei vor găsi toate lecțiile sau majoritatea lecțiilor din to programă. Toate Toate lecțiile da. din programă vor avea acces oricând doresc da. la aceste lecții și în mod gratuit. În mod gratuit, da, pentru că ideea aceasta a venit. Uh, <coughs> Ca o idee de a ajuta pe ceilalți, de a le oferi ceva, nu de a-i pune să plătească, ceva ce chiar au nevoie să folosească în această perioadă. Este o perioadă grea și pentru această perioadă grea cred că orice dar pentru ei, pentru copii, pentru profesori este binevenit. Sigur că, sigur că se vor găsi și crăcotași, poate că știți primii care se vor uita pe aceste lecții vor fi profesori. Și atunci poate că vor comenta stilul sau poate că vor comenta foarte bine, îi invităm să comenteze. Și să ajute? Da, îi invităm să comenteze și să facă și dumnealor ce trebuie la locul acela. Sunteți mai mulți profesori? Da, care suntem lucrați? mai mulți profesori. Am început într-o echipă răstrânsă, dar cu siguranță se va mări această echipă. Acum suntem patru. Din Sunt... capitală? Da, suntem toți din București. Sunt eu, profesorul Ovidiu Șonta, de la. Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, profesorul Gabriel Runceanu de la Colegiul Național Iulia Hașdeu și profesorul Valentin Nicula de la Cole cu mine la Colegiul Național Gheorghe Șincai. Vor fi mai mulți în echipă, însă ideea mea este uh, ca această muncă a profesorilor să fie totuși uh, răsplătită. Uh, această pl platformă a început cu bani privați. Este uh, finanțată deja, nu foarte mult, dar este uh, partea de, de sumă care ne-a ajutat să începem. Este finanțată de Banca Transilvania. Pentru această platformă am primit uh, o sumă cu care ne-am descurcat în acest moment, însă uh, ideea este ca această platformă să fie făcută bine și ca oamenii aceia să aibă tot interesul să își arate munca la nivel maxim de, de performanță. Vă felicit pentru această inițiativă și vă țin pumnii ca această platformă să ajungă la cât mai mulți elevi și profesori, pentru că este nevoie. E nevoie de astfel de platforme. Chiar întrebam, săptămânile trecute a fost aici Ministrul Educației, Monica Nisie, și am întrebat-o pe doamna ministru de ce din martie până în prezent Ministerul Educației nu a făcut o astfel de platformă pentru toate materiile, iar profesorii și elevii să-și ia de acolo resursa materială, practic. De ce credeți că nu s-a întâmplat asta și dacă era de ajutor? era de mare ajutor, bineînțeles, mai ales că bănuiam că nu se va sfârși această pandemie în vară. Însă toate eforturile cred că au fost concentrate mai degrabă pe digitalizare. Eu cred că uh, cineva a făcut greșeala să pună în semnul legal între digitalizare și calitatea acestui act adițional, adițional, doamne, ce am spus, uh, acestui act educațional uh, în perioada de pandemie. Deci nu e suficient să avem aparatură, nu e suficient să avem dispozitive, trebuie să avem lecții care se fac și pe care copiii le urmăresc și le însușesc și își formează acele competențe despre care tot vorbim și pe care încercăm să le evaluăm. Partea cea mai dură a învățământului online este partea de evaluare, pentru că deocamdată la noi această evaluare nu știu cât de relevantă este cu instrumentele pe care le avem la îndemână. Așa că eu cred că o platformă de acest fel este utilă, era necesară încă din primăvară, însă eforturile au fost concentrate în altă zonă și acest aspect a rămas cumva secundar și nu este deloc secundar. La ce vă așteptați cu privire la anunțul făcut de Monica Nisie zilele trecute? Elevii de clasa 8 -a și a 12 -a vor reveni la școală fizic, însă doar pentru pregătirea examenelor naționale. Cum se va putea face acest lucru? Pregătirea examenelor naționale înseamnă să o facem după ce am parcurs programa școlară din clasele terminale, adică din, de final de ciclu, din clasa 8-a și din clasa 12-a. Poate, nu știu exact la ce s-a referit doamna ministru, dar poate că s-a gândit ca după ce terminăm această programă să revenim la școală pentru pregătirile uh, examen, examenelor. Um, nu putem să revenim acum în mijlocul semestrului întâi la școală pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Uh, în realitate, noi la școală de asta mergem să ne pregătim pentru viață în general. Examenul este un prag pe care îl trecem. Însă dacă revenim acum la școală, mergem și facem uh, ce avem în programa de clasa a 12, respectiv de clasa a 8. -a. Pregătirile le vom face când vom termina această programă. Poate că la asta s-a referit doamna ministru, când vom termina programa, dacă uh, vom fi tot în scenariu roșu, Copiii de clasa a 12 și de clasa a 8 -a vor reveni la școală totuși pentru aceste pregătiri, așa cum s-a întâmplat în iunie anul trecut. Dar ar fi necesar să revină din timp și nu înainte cu o săptămână, două de examene? Necesar este să revină. Cât de repede? Da, cât de repede. Pentru că, repet, școala în clasă este cea care aduce, știu eu, plus valoarea importantă. Când vom face lucrul ăsta Nu avem de unde să știm Este necesar într-adevăr să fim Foarte mult la școală Cât mai mult la școală Nu știu când va fi posibil Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență Doamna profesor Silvia Mușătoiu Și vă mai aștept la viitor cu clasă Să venim cu astfel de soluții pentru profesori și elevi. Vă mulțumesc și eu foarte mult! Și să nu uităm că e foarte importantă și metoda prin care profesorii predau. Însă e departe acest gând, pentru că din cele 250.000 de tablete care au fost promise de autorități încă din martie, în acest moment la elevii din toată țara au ajuns puțin peste 42.000. Pe săptămâna viitoare!